Băi, nu are nici are în sală. Nu știu, Petre, cheamă poliția că m-a luzit. Dar n-am telefonul la mine. Pe unde e, dracule? N-am un buzunar. Păi și cum nu-i la tine dacă e buzunar? Nu, de nu țipa la mine, că destul țipa la și mă spari. Eu ți-am vorbit frumos, Petrule. Cum Dumnezeu să te fulgerească în gură? N-ai telefonul la tine dacă l-ai în buzunar. Aaa, asta e mașina mea, ce căutați la ea? Stai că ți-a zis ceva nou de ăsta. Eu nu știu ce au zis, că nu-l aud. Nu te auzim! Să vă fulgerească în gură, că adu toporile și vă spar la cap aici. Ce-a zis Petri ăsta? Ia stai, eu că trebuie să-i citesc pe buză. Ce-ai zis că nu te auzim? A ce căutați în mașina mea? Vă știți cine este eu, mă? Ce-a zis? Că noi știm cine e mașina asta, dacă e el. Domnul, cum v-a numit? Mă zbărădesc cu sunt. I-a citit buzele. Au zis că stai budesc, auzi? Știi cine e ăsta, Petri? El a ce scoate bună. Duceți-vă-ți, domnul, că la noi nu există WC-ul mașină. Ascultați la mine, amândoi! Pe ăsta din sângă îți scot capul și îl pun la ăsta din dreapta. Ăsta din dreapta îți scot picioarele și le bag în curul ăsta din sângă, că v-am prins, v-am nenorocit. Ce-o zis, Petre? De data asta au zis prea multe cuvinte, n-am putut să le număr. Cum? După aia vă dau cap în cap, vă scot mațele jos, de-ați prinsele cu mațele voastre jos, Tetris. Petre, că ăsta cred că vrea să spargă mașina. Sună la poliție, none. N-am telefonul la mine. Pe unde l-ai? În buzunar. Ha, să-mi ba... Ia stai că sună la poliție fulgera, mare, în gură azi.